Fie ce moment este de neprețuit. Simt că-mi pierd echilibrul, când te țin în brațe totu-i simplu. Timpul s-a oprit, știi că nu-s tipul care să-și bată joc de noi, cu mine mergi la sigur. Dispare cerul și pământul, o energie mai rapidă decât gândul. Nu mai jur că mi-am depus jurământul. Pentru noi doi, pentru ea, e iubita mea. Mut munții din loc când sunt lângă ea. N-aș putea să mă gândesc la altcineva. Pentru nimeni și nimic, știi că nu te schimba. Azi e despre ea. E iubita mea, e iubita mea. E iubita mea, e iubita mea. E iubita mea, e iubita mea. Știu că și tu ai vrea, tu ai vrea o iubită ca a mea. Știu că și tu ai vrea, tu ai vrea o iubită ca a mea. Știu că și tu ai vrea, tu ai vrea o iubită ca a mea. Ca a mea, ca a mea. Tu ai vrea, tu ai vrea. Eu mă numesc Carina, sunt curier online florării-emoții.md. Bună ziua, Daniela Cojocaru, te-am căutat atât de mult, nici nu-ți imaginezi cât de mult. Am fost și în celălalt capăt de sat ca să dăm de tine, pentru că să-ți aducem o surpriză într-o zi obișnuită. După cum a spus și mămica dumneavoastră, că astăzi nu este ziua dumneavoastră de naștere. Da, este o zi obișnuită, dar surprizele neașteptate sunt cele mai plăcute, mereu. Și prima întrebare care o să vă punem este dacă bănuiți din partea cui vine surpriza aceasta. Am careva idei, dar rămân doar presupuneri, nu vreau să zic cu voce tare. Ok, atunci eu am să vă spun de la cine este, dar neapărat să ne spuneți dacă v-ați gândit la această persoană. Surpriza vine din partea lui Ștefan din Israel. La el v-ați gândit. Da, el a vrut ca în această zi să vă aducă un pic de lumină în suflet, bucurie, flori, cadouri, ca să vă simțiți specială și în zi obișnuită, nu doar de sărbători. A ținut foarte mult să vă transmitem salutările lui, că vă duce dorul și să știți că și-ar fi dorit să vină el cu aceste cadouri, dar din cauza că suntem într-așa o situație și distanța ne pune la această încercare să fim departe unii de ceilalți, venim noi pentru el ca să vă aducem aceste cadouri. O să începem cu o cutie în formă de inimă, cu trandafiri alb-roșii, care sunt de fapt simbolul dragostei și mai ales sunt în cutie sub formă de inimă. Vă transmite inima lui, vă rog să primiți acest prezent. Da. La fel aveți și o jucărie de pluș, care am drăgit-o deja pe drum. Este un urs panda care este foarte drăguț, care să-l îmbrățișați noaptea și să vă amintească neapărat de el de fiecare dată când o să-l priviți. La fel vă aparține și desigur și un coș cu fructe. Aveți vitamine, el are grijă ca să fiți sănătoasă și să fiți plină de energie, pentru că fructele de obicei aduc energie. Vă aparține să serviți aceste fructe și cu părinții și cu toți ceilalți. Puteți să-l puneți jos, că știu că este greu. Ștefan v-a scris un mesaj, eu am să-l citesc și dumneavoastră vă rog să-l ascultați. Dragă Daniela, îmi face o deosebită plăcere să-ți ofer astăzi această atenție, chiar dacă sunt la mii de kilometri de tine. Sper ca prin gestul meu să-mi simți prezența, dar și grija care vreau să-ți ofer. Primește aceste cadouri și lasă-te alintată, pentru că ele vin din sufletul meu. Nu este astăzi o ocazie specială, dar orice femeie merită atenție și gesturi dintre cele mai frumoase, plăcute și pline de emoții. Bucură-te astăzi, deoarece femeia e o ființă slabă, victimă a fiziologicului ei, orientabilă după bărbat, care trebuie să o crotească și să-i împrumute personalitatea lui. Ai grijă de tine în tot ceea ce faci, te pup și te cuprind cu drag, Ștefan. Ai auzit? Acum aveți posibilitate să ne spuneți care emoții ați simțit și să-i transmiteți un cuvânt de mulțumire. Mă simt așa copleșită de emoții, dar vreau să spun că cu Ștefan noi nu suntem împreună, nu avem nimic, noi doar prieteni. Eu nu știu de ce el a hotărât să facă așa un gest frumos, un gest care se merită. Nici nu știu ce să zic. Am rămas uimită. Și puțin merită. De ce totuși s-a hotărât la acest pas? Asta rămâne să discutați cu dumnealui. Și totuși el a ținut să vă facă ziua mai frumoasă. Da, totuși îi mulțumesc pentru asta, pentru că într-adevăr e foarte frumos. Mă bucur foarte mult.
Așa este, toate femeile merită și să știți că, bine, aveți de gândit acolo și de discutat cu dumnealui, dar un bărbat adevărat, anume prin așa gesturi, se manifestă și se arată de a fi ceea ce este de fapt. Așa că gândiți-vă bine! E iubita mea, mut munții din loc când sunt lângă ea. N-aș putea să mă gândesc la cineva. Pentru nimeni și nimic știi că nu te schimba. Azi e despre ea. E iubita mea, e iubita mea. E iubita mea, e iubita mea. E iubita mea, e iubita mea. Știu că și tu ai vrea, tu ai vrea o iubită ca a mea. Știu că și tu ai vrea, tu ai vrea o iubită ca a mea. Știu că și tu ai vrea, tu ai vrea o iubită ca a mea. Ca a mea. Alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md